Numărul polițiștilor suceveni care acționează în stradă în perioada 29 aprilie-1 mai a fost suplimentat în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru realizarea intervenției prompte la evenimente. În această perioadă, peste 250 de polițiști suceveni sunt la datorie zilnic în slujba comunității pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică, astfel încât toți cetățenii să își petreacă această mini-vacanță în liniște și siguranță. Polițiștii suceveni sunt pregătiți să acționeze pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea cetățenilor și să intervină atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Au fost stabilite activități concrete în vederea menținerii ordinii și a siguranței publice în zonele cu afluență mare de public, precum și în stațiunile și localitățile cu pondere turistică și s-a dispus inițierea de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violență, a evaziunii fiscale și a altor fapte care aduc prejudicii patrimoniului public și privat, precum și pentru prevenirea și combaterea cu fermitate a fenomenului infracțional și contravențional din domeniul silvic. Polițiștii care acționează zilnic în stradă în această perioadă fac parte din structurile operative, respectiv polițiști de ordine publică, polițiști de poliție rutieră, poliție transporturi, investigații criminale, investigarea fraudelor, arme, exploziv și substanțe periculoase și luptători de intervenție rapidă. De asemenea, polițiști din toate structurile au constituit rezerve de personal, fiind pregătiți să intervină dacă situația impune. În contextul problematicii circulației rutiere pe principalele drumuri naționale și europene din județ, s-a dispus monitorizarea atentă a valorilor de trafic pentru gestionarea riscului rutier. Pe toată perioada mini-vacanței, acționează zilnic 25 de autospeciale de poliție rutieră, dintre care 8 autospeciale de poliție rutieră cu aparate radar, 48 de polițiști rutieri fiind prezenți pe drumurile județene naționale și europene pentru a se asigura că sucevenii și turiștii beneficiază de o călătorie fără evenimente rutiere. De asemenea, se acționează cu 20 de aparate etilotest și 8 aparate drug test pentru identificarea șoferilor care consumă alcool sau substanțe interzise. Totodată se acționează în locurile pretabile pentru organizarea de picnicuri în acțiuni comune cu jandarmii și cu reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, dar și cu alte structuri. Polițiștii vor avea în vedere și zonele turistice de pe raza județului, dar și manifestările cultural-artistice organizate în această perioadă, unde se va acționa pentru gestionarea fluxului de persoane și respectarea prevederilor legale.